Preamărit să fie Domnul! Crucea Domnului Iisus Hristos ne-a spălat, ne-a salvat și prin jertfa sfântă suntem astăzi adunați în casa lui Dumnezeu și merită Dumnezeu să primească lauda noastră. De aceea spunem încă o dată, preamărit să fie Domnul! Amin! Dragii mei, prin Harul lui Dumnezeu vorbim despre cina Domnului. S-au vorbit deja două predici azi dimineață și la al doilea program. Continuăm să studiem acest capitol și un lucru important vis-a-vis de viața creștină, anume a sta la masa lui Dumnezeu. Pentru creștinul mântuit, dragii mei, a veni și a vorbi despre jertfa Domnului Iisus Hristos este printre cele mai minunate și mai îmbucurătoare lucruri care le poate face un creștin. Dacă vorbim despre multe lucruri, dacă ne amintim despre multe lucruri, un lucru care trebuie să ducă întotdeauna bucurie și stabilitate pentru noi ar fi amintirea jertfei Domnului Iisus. Apostolul Pavel merge până într-acolo încât spune în 1 Corinteni, capitolul 1 cu versetul 23, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, pentru care pentru iudei este o pricină poticnire și pentru neamuri o nebunie. Chiar dacă unii caută lucruri fantastice prin minuni, alții vor căuta filozofii, noi am rămas la un singur lucru, Hristos cel răstignit. Merge mai departe Pavel în 1 Corinteni 2 cu 2 și spune, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și iară pe El răstignit. Adică acea amintire a jertfei Domnului Iisus Hristos este fundamentală vieții creștine, dragii mei, pentru că înțelegem că fără de jertfa Domnului Hristos nu era intrare la Tatăl pentru mântuirea noastră. Hristos a murit pentru păcatele noastre, aceasta este numită Evanghelia noastră, vestea bună, și pentru aceasta noi spunem lăudat să fie Domnul. A murit ca noi să fim mântuiți și pentru noi, dragii mei, amintirea jertfei Domnului Iisus Hristos este un lucru fundamental. Dacă ne place să vorbim despre partidele politice ale vremii, dacă ne place să facem dezbateri vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la nivel politic înalt, dacă ne place să discutăm despre economie, despre sport și business, dacă ne plac aceste lucruri, dragii mei, pentru creștini nimic n-ar trebui să întreacă mai mult decât acea bucurie când își amintește și vorbește despre jertfa Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că lucrarea mântuitoare în întregime reșede în persoana Domnului Iisus Hristos. Apostolul Petru spunea în ziua Rusalilor, în Fapte, în capitolul 2, despre această lucrare deosebită care Dumnezeu a făcut-o pentru noi și despre ceea ce înseamnă Domnul Iisus Hristos pentru cei care sunt mântuiți și pentru toți care vin la Dumnezeu. Fapte 2 cu 36. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Adică Iisus Hristos, acest om care a trăit, nu era doar un om, ci era Dumnezeu din Dumnezeu și prin El Dumnezeu a adus mântuirea. Și noi spunem încă o dată, preamărit să fie Domnul. Merge Petru mai departe când predică în fața soborului, în Fapte capitolul 4 cu versetul 12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. A murit Hristos pentru noi și aceasta a adus mântuirea noastră. Întreaga lucrare de mântuire reședem în persoana Domnului Hristos și amintirea jertfei sfinte întotdeauna pentru cei mântuiți trebuie să fie o mare bucurie. Dar mai mult, dragii mei, în același timp, jertfa lui Iisus Hristos a avut scopul de a ne face pe toți care am crezut în El frați înaintea lui Dumnezeu. Ioan, capitolul 10, cu versetul 16, spunea Domnul Iisus Hristos despre această lucrare care în jertfa sfântă avea să se întâmple. Mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Adică o singură turmă, nu mai multe categorii de turme. Este una singură și un singur păstor, Domnul Iisus Hristos, mărit să-i fie numele. Și Domnul a vrut prin jertfa sa să ne înfrățească pe toți, să ne aducă în acea stare de dragoste unii față de ceilalți. În 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 14, căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei, pentru noi. Deci, dragii mei, în șerfa Lui, Dumnezeu ne-a înfrățit, ne-a făcut pe toți
frați și surori, dacă ne bucurăm de familie și cei care trăim în Canada și poate n-avem toate rudele aici, trăim acea traumă, în el se dor de mama, de bunica, de mătușa, de fratele, de sora, de verișorul cu care am crescut împreună. Ne amintim din când în când, vorbim pe internet, pe telefon și căutăm să ne vedem când se poate dacă facem o vizită în țară. E frumos să ai familia la îndemână, dar dragii mei, în jertfa lui Iisus Hristos, noi toți de pretutindem care am crescut în el, am fost făcuți o singură familie, numiți frați, surori, în Cel ce ne-a mântuit. Și pentru aceasta noi spunem, lăudat să fie Domnul. A fost lucrarea de înfrățire care Dumnezeu a făcut-o pentru noi. Și dorința principală a Domnului Iisus a fost ca biserica, trupul lui, după plecarea sa, să se remarce printr-o dragoste autentică unii pentru ceilalți. De aceea spunea Domnul Iisus, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă... Și noi aici punem multe lucruri, dacă vă veți îmbrăca într-un fel anume, dacă veți mânca într-un fel anume, dacă veți cânta numai un stil de cântări, dacă veți avea dragoste unii pentru ceilalți. Aceasta este emblema creștinului, prin faptul că ne putem iubi unii pe ceilalți, prin baza jertfei Domnului Hristos. Și modul prin care Dumnezeu a vrut să mențină vie această realitate, în primul rând a jertfei lui Hristos și în al doilea rând al efectului jertfei de înfrățirea noastră pentru noi, a fost prin lucrarea cinei Domnului. Scopul cinei Domnului are un aspect spiritual în care ne amintim de jertfa Lui, ne conectăm cu Dumnezeu, dar are și un aspect comunitar. Ori de câte ori vă adunați la oaltă, există un aspect comunitar care se ascunde în lucrarea cinei Domnului. Și, dragii mei, riscul de a nu înțelege această profunzime a cinei lui Dumnezeu este să ne ducă la judecată și pedeapsă, și aici putem înțelege că Dumnezeu are drept să corecteze ceea ce nu este bine. De aceea, în această zi, mi-am propus să vorbim despre profunzimea cinei Domnului. Profunzimea cinei Domnului, adică cuvântul profunzime înseamnă capacitatea de a înțelege lucrurile în esența lor, așa cum sunt ele. De multe ori vorbim despre cinea lui Dumnezeu, venim la masa Domnului, participăm lunar, dar ce înseamnă să mănânci din trupul Domnului și să bei din sângele Domnului? Am înțeles că ne adunăm, ne plângem mai mult în săptămâna aceea, avem mai multă grijă să nu cumva să vorbim ceva ce nu trebuie, suntem mai atenți în comportamentul nostru, după aceea duminică venim la adunare, cântăm despre jertfa Domnului, ascultăm o predică, stăm în rugăciune foarte atenți, luăm din bucățica pâinii, luăm din păhărelul care ni se dă și după aceea mergem acasă. Și pentru noi asta înseamnă cina Domnului. Este ceva mai profund, mult mai adânc. Și aș vrea să înțelegem în această zi profunzimea cinei Domnului, dragii mei. Pentru că contextul corintenilor era unul de bogăție spirituală. Și Apostolul Pavel face o remarcă interesantă în 1 Corinteni 11 cu versetul 1. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Și Apostolul Pavel se bucură. V-am învățat lucruri frumoase, v-am predicat, am fost cu voi, am plâns cu voi, am lucrat între voi, prin putere s-a dovedit împărăția Domnului. Și voi ați ascultat, voi ați respectat cuvântul lui Dumnezeu. Dar deodată se schimbă tonul lui Pavel. Și când vorbește despre cina Domnului, aflând ce se întâmpla la cina Domnului, Pavel face o remarcă, în versetul 17. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Și aici pare ciudat. Adică să vii la biserică, să vii la părtășie, să vii la cina Domnului și în loc să te faci mai bun prin faptul că ai luat din cina Domnului, să te faci mai rău. Cum să fie posibil așa ceva? Și este posibil să te faci mai rău participând la cina Domnului dacă n-ai înțeles profunzimea acestei lucrări și dacă n-ai perceput elementele fundamentale care se ascund în această lucrare. Problema, dragii mei, a bisericilor din bisericii din Corint era că, în primul rând, erau dezbinări și desconsiderări între ei. Versetul 18. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare între voi sunt dezbinări și în parte eu cred că și trebuie să fie și partid între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați la oaltă, dar în același loc nu este cu putință să mâncați în cina Domnului. Între voi sunt dezbinări, sunt probleme interpersonale, vă certați între voi, nu vă iubiți, nu vă ascultați, nu vă respectați unii pe alții și aceasta
Este o problemă, spune Apostolul Pavel. În al doilea rând, era o problemă vis-a-vis de nesocotirea lucrării cinei Domnului. Versetul 21. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să ia cină adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic, să vă laud? În privința aceasta, nu vă laud. Exista a doua problemă, dragii mei. Când veneau la masa Domnului, ne socoteau lucrarea cinei Domnului. Exista acea masă agape în ceea ce însemna părtășia bisericii locale, din fondul căreia apărea împărtășirea. Și ei tratau aceasta doar ca o lucrare oarecare, pierdând esența lucrării cinei Domnului. Și Apostolul Pavel restabilește în mintea lor evenimentele care au dus la instaurarea cinei Domnului. Auziți-le pe scurt. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Trei elemente pe scurt, dragii mei. Pentru că aceasta se frânge pentru voi. Întrebare, care dintre voi? 2, 3? Doar pentru Petru? Doar pentru Ioan, care îl iubea pe Domnul Iisus Hristos? Doar pentru Toma? Era pentru voi toți. Și aici apare aspectul comunitar. Nici unul nu scapă din această lucrare. Nu doar 2 sau 3, ci vorbim despre lucrarea care ne unește pe toți. De aceea, problema desconsiderării între frați este o problemă fundamentală. În al doilea rând, pomenirea mea, să faceți asta spre pomenirea mea. Când ne adunăm împreună, dragii mei, nu dorim nimic altceva decât înălțat să fie Domnul Iisus Hristos. Între noi nu vrem să primească altcineva lauda, slava, aclamele. Noi tot ce facem aici, dragii mei, este spre gloria lui Dumnezeu. Și dacă se cântă frumos, lăudat să fie Domnul. Dacă se roagă cu har, lăudat să fie Domnul. Dacă se predică cu elan, lăudat să fie Domnul. Tot ce se face în casa lui Dumnezeu, e spre pomenirea Domnului Iisus Hristos. El să fie lăudat și noi să rămânem smeriți. Măriți să fie numele Domnului. Iar zicea mai departe, până va veni El. În inima bisericii reședă această dragoste, așteptare, anticipare a revenirii Domnului Iisus. Și noi trăim zilnic cu această așteptare, vino Doamne Iisuse. Și ori de câte ori stăm la masa Domnului, proclamăm acest adevăr. Noi așteptăm să vină Iisus Hristos. Și mă rog din toată inima biserica să mai dorească să vină Domnul. Și atunci apare Apostolul Pavel în concluzia acestui pasaj. Versetul 27. De aceea. Adică deoarece, pentru că așa stă treaba, pentru că așa am vorbit până acum, așadar, apare o concluzie logică. Și Pavel observă patru considerente importante vis-a-vis de profunzimea cinei Domnului. Haideți să le observăm împreună, dragii mei. În primul rând, atitudinea ne poate face vinovați. Versetul 27. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta, bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Foarte mulți se întreabă care este chipul nevrednic. Oare ce înseamnă să iei cina Domnului în chip nevrednic? Cum să luăm cina ca să nu-L supărăm pe Dumnezeu? Și pe fondul acestui verset și următoarele care vin, unii au zis așa, decât să am probleme, mai degrabă nu iau cina. Nu-s vrednic niciodată, nu mă simt vrednic, diavolul m-a prins cu un cuvânt, cu alta, eu nu iau cina că nu vreau să fac o greșeală. Întrebare este, care este chipul nevrednic? Am căutat de multe ori fiecare predicator să găsim corespondente. Chipul nevrednic ar fi, de exemplu, chipul lumii. Să nu ne asemănăm lumii acesteia, cum zicea Apostolul Pavel, aia înseamnă în exterior. Apoi vor spune alții chipul îmbrăcămintei, felul în care ne raportăm. Și desigur sunt aspecte care le putem deriva ca și legătura acestui text. Dar nu acesta este esența și nu acesta este contextul. Dacă vrem să înțelegem chip nevrednic în contextul în care vorbește Apostolul Pavel, dragii mei, apar două lucruri esențiale. În primul rând, comportamentul față de frații în Iisus Hristos poate să ne facă să luăm cina într-un chip nevrednic. Știți cum? De foarte multe ori desconsiderăm pe frați.
Și suntem vinovați toți împreună, dragii mei. Nu cred că este cineva care poate spune am excelat la capitolul acesta. La capitolul bârfă și vorbire de rău, aici toți greșim în multe feluri. Pentru că noi spunem, auzi, eu nu vreau să vorbesc de rău, nu știi, îți spun așa, ca un fel de, vreau să-mi revărs și eu durerea cuiva, să mă asculți. Eu nu-l vorbesc de rău, că Doamne feri, eu nu, n-am nimica cu fratele, cu sora, numai îți spun așa o întâmplare care s-a întâmplat. Și ne ascundem în spatele acestor lucruri să vorbim de rău pe frați, să-i desconsiderăm pe frați, dragii mei. Și vreau să vă spun că aici apare o mare problemă. Apostolul Iacov spunea, dacă cineva nu greșește în vorbire, a ajuns cu adevărat desăvârșit. Dacă vrei să vorbești de desăvârșire, este când poți să taci și să nu zici nimic. Să vorbească toți alții în cor și tu să nu spui un cuvânt. Aici apare o problemă, a luat cina în chip nevrednic. Să stai la masa Domnului împreună cu frați și surori din adunare, care o lună întreagă, ei vorbit de rău, ei bârfit, ei bat jocorit în fel de chip și după aceea cu fățărnicie, frate, ce mă bucur că te văd, vai, ce bine, cum e familia, cum sunteți voi acasă? Și de fapt în spate să reșadă o vorbire de rău și o supărare pe frații din jur. Aici apare primul aspect al chipului nevrednic. Al doilea este în nesocotirea mesei Domnului, atitudinea față de masa Domnului. Poate pentru noi devine doar un ritual, trebuie să o luăm, să venim. Un serviciu divin, o altă duminică, dragii mei. Și aici am pierdut esența a ceea ce înseamnă să stai la masa Domnului. Nu venim doar la a lua o masă, a mânca dintr-o pâine și de a lua dintr-un rod al viței, ci înseamnă părtășia reală cu Dumnezeu, acea apropiere de Domnul. Și când am pierdut această esență, ne socotim ceea ce înseamnă masa Domnului. Și Pavel remarcă, cine nu tratează cu grijă participarea la cina Domnului în baza acestor considerente, relația cu frații și relația cu masa lui Dumnezeu, va fi vinovat, zice Pavel, enokos, care înseamnă răspunzător sau va cădea sub acuzație. Adică va sta înainte lui Dumnezeu drept acuzat. Și aici vine Pavel complementând în versetul 29, căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Când citim în Biblie cuvântul o sândă, de multe ori se referă la aceea pedeapsă veșnică a celor ce nu cred în Dumnezeu. Dar în contextul acesta apare un cuvânt grecesc care se referă la ceva complet diferit. O sândă aici are de-a face cu o pedeapsă temporară care Dumnezeu o pune peste cei ce ne socotesc cina Domnului. Nu o sândă veșnică, nu una eternă, ci o pedeapsă temporară și locală pentru cineva care a ofendat pe Dumnezeu în ceea ce înseamnă, ofensat pe Dumnezeu în ceea ce înseamnă cina Domnului. Observăm, cine nu deosebește, adică nu percepe, nu evaluează corect, face o serioasă distinție între cina Domnului și o cină în familie, o părtășie în familie. Aici suntem în prezența lui Dumnezeu și vrem ca Domnul să fie lăudat de noi, mărit să fie numele Domnului. Acest capitol definește profunzimea cinei Domnului. Când luăm din pâinea aceasta, noi care suntem mulți, dovedim unitatea și atunci... Cum se poate să spui că iubești pe fratele tău când tu nu-l iubești, îl vorbești de rău, nu-l vrei? Doamne, ajută-ne să ne pocăim de aceasta. Și, dragii mei, în același timp, să stăm la masa Domnului și să nu deosebim actul care se face. Intri în părtășie cu Dumnezeu, cu dumnezeirea. Și tu crezi că doar ai luat dintr-o pâine și un rod al viței și mergi acasă. Aici apare o problemă, o atitudine care ne poate face vinovați. În al doilea rând, Apostolul Pavel prezintă un alt considerent al profunzimei cinei Domnului. Cercetarea ne poate duce la ordine. Versetul 28. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Soluția recomandată de Pavel pentru riscul unei atitudini improprii este autocercetarea, a se supune unui test, a unui act doveditor. Asta înseamnă să cercetezi, să treci la un test personal. Și aici câteva considerente. În Romani 1 cu versetul 28, fiindcă n-au păstrat pe Dumnezeu în conștiința lor. Cuvântul păstrat este același cuvânt grecesc cu acest cuvânt a te cerceta, dragii mei. Aici prezintă acel gând al ține pe Dumnezeu înmagazinat în persoana ta. O relație constantă, consecventă cu Dumnezeu. Nu azi cu Domnul, mâine cu lumea, apoi mâine cu business-ul, după aceea cu vacanța și când mai vii pe la adunare, iar ne-am amintit de Dumnezeu. Dumnezeu primează în tot ce
ce se întâmplă în viața noastră. Măriți să-i fie numele. Spune Romani 2 cu 18. Diferențierea între lucrurile care vin prin cuvânt. Tu faci deosebire între lucruri pentru că ai legea, zice Apostolul Pavel. Și aici apare alt considerent. Noi putem să ne cercetăm când ne punem în lumina Sfintelor Scripturi. Așa de ușor ne comparăm cu alții. Dar e adevărat că nu-s perfect. Dar nu-s chiar așa de rău. Uite, ăla face așa, ăla face așa, ăla lucrează așa, ăla vorbește așa. Măi, nu am făcut chiar așa de rău. Și comparându-ne cu alții, ne găsim scuze, dragii mei. Știți care este termenul de comparație? Domnul Iisus Hristos. Întrebare, câți dintre noi am ajuns să ne comparăm cu El, să spunem, îndeajuns, am ajuns la perfecțiune? Dacă suntem onești, nimeni, dragii mei. O, copilașii mei, pentru care simt din nou durerile noastre, până va lua Hristos chip în voi, încă mai ia Hristos chip în noi. Și atunci, termenul de comparație nu este fratele de lângă mine, ci cuvântul lui Dumnezeu. Am făcut ce-mi cere Domnul sau n-am făcut ce-mi cere Domnul? Mai apoi, Roman 12 cu versetul 2, diferențierea care se face între noi și lume, să nu vă asemănați chipului veacului acestuia. Și aici, același cuvânt grecesc apare cu acesta a te cerceta pe ține însuți, a face deosebire între ce în lume și ce este în biserică. Noi putem percepe ce este profan și ceea ce este sacru prin cuvântul lui Dumnezeu. Roman 14 cu 22, testarea în credințărilor noastre se face atunci când venim la cercetarea personală. Noi putem să deosebim, să fim bine încredințați în mintea noastră, adică să ne fi cercetat după standardul lui Dumnezeu. Orice încredințare personală, în primul rând, îi supusă standardului lui Dumnezeu, principiilor scripturale. Și aici apare evaluarea de sine. Și evaluarea, dragii mei, se face individual, prin introspecție, adică eu mă evaluez pe mine, nu pe altul, și aceasta nu în comparație cu altul. Scopul evaluării nu este pentru a ne descalifica de la cina Domnului, ci pentru a corecta ceea ce nu este bine. Și așa, zice Biblia, să mănânce și așa să bea. Adică nu te cercetezi și spui, păi nu-s vrednic, nu mănânc. Evident, dragii mei, că toți greșim în multe feluri, dar cercetarea mă pune în prezența lui Dumnezeu, recunoscând că nu sunt îndeajuns de bun și am nevoie de harul lui Dumnezeu. Și aici mă face să mă smeresc și El să fie înălțat. Și așadar, să mănânce din pâine și să bea. Porunca este concretă, trebuie să luăm cina Domnului. Ținem cont și aici, dragii mei, de același context. Relația cu Domnul, curăția față de masa Domnului, ne cercetăm vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Noi nu suntem la un alt program de adunare în care mai dăm aici câte o bomboană printre noi. Suntem la masa Domnului, îi prezența lui Dumnezeu în această lucrare. Și mai mult, relația cu oamenii de lângă noi. Pentru că curăția față de fratele care a murit Hristos se evidențiază în felul în care stăm la masa lui Dumnezeu. Așa de frumos spunea Pavel în 1 Corinteni capitolul 8. Și prin aceasta tu îl ofensezi pe el. Da, da, pe el. Fratele pentru care a murit Hristos. Știți că pentru fiecare dintre noi a murit Iisus Hristos? Pentru care a fost jertfa lui Iisus mai puțin valoroasă? Da, pe mine m-a mântuit că eu am crezut în El. Dar crezi că pentru fratele nu a fost la fel ca pentru tine? Și dacă a fost aceea jertfă sfințitoare, nu suntem oare egali între noi? Nu este nicio diferențiere, dragii mei, pentru că toți am păcătuit și toți am fost socotiți neprihăniți prin jertfa Domnului Hristos. Măriți să-i fie numele! Și atunci, între noi, nu mai există calomnizări și lupte și discuții și noi vedem pe frați egal cu noi, ca și aceiași moștenitori a împărăției lui Dumnezeu. În acest capitol din nou vedem profunzimea cinei Domnului. Al treilea rând, Dumnezeu pedepsește neorânduiala. Versetul 30. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Știți că din cauza unei înțelegeri greșite vis-a-vis de cina Domnului, riscăm să intrăm sub pedeapsa lui Dumnezeu? În înțelegerea noastră modernă vis-a-vis de dragostea lui Dumnezeu, riscăm să pierdem acest aspect al lucrării Domnului. Dumnezeu să pedepsească? Nu, Dumnezeu are dragoste, iubește, primește, ne iartă, ne aprobă, face totul pentru noi. Știți că Dumnezeu își pedepsește? Uitați-vă la noi ca și părinți, avem copii.
Vrem să-i creștem oameni de caracter. În noi, mai ales România, a fost instilată această gândire. Trebuie să fii un om de caracter, să te îmbraci frumos, să vorbești frumos, să te încorporți frumos. Și atunci, prin urmare, vom căuta ca și părinți să-i educăm. Și anumite momente vor necesita o pedeapsă, o implicare mai aparte a disciplinării copilului, nu spre distrugerea lui, ci spre corectarea lui, dragii mei. Și prin urmare, pentru că așa suntem noi ca și părinți, la fel, Dumnezeu care este Tată și noi suntem copiii Lui, își asumă dreptul și responsabilitatea să ne corecteze atunci când greșim. Pavel observă, din pricina aceasta, pentru că n-am deosebit trupul Domnului, pentru că ne socotim pe frați la cina Domnului, din această pricină, Dumnezeu intră la lucru în noi. Și observați ce se întâmplă. Mulți sunt neputincioși. N-au putere, n-au vitalitate, n-au forță. Și vezi pe că de un creștin, frate, nu mai pot, să de slăbit, nu mai am putere. Dar de ce n-ai putere, oare, mă întreb? De ce nu-i putere în tine? Pentru că dacă vis-a-vis de cina Domnului nu stai cum trebuie, pierzi esența puterii din tine. Mulți sunt bolnavi și vin la ungere cu un de lemn de 10 ori. Și frate, nu mă vindecă Domnul, dar ne-am pus oare întrebarea, nu s-ar putea cumva să fie o problemă vis-a-vis de cina Domnului? Știți că Dumnezeu pedepsește astfel de lucruri? Și mai apoi, nu puțin dorm. Adică expresia aceasta apare în Sfânta Scriptură, au trecut din viață. Pe unii Dumnezeu le-a sfârșit viața din cauza că nu s-au raportat corect la cina Domnului. Evrei, capitolul 12. Știți că Dumnezeu ne pedepsește ca un tată pe copiii Lui? Și dacă aveți parte de pedeapsă de care toți au parte, sunteți fii și nu feciori din curvie. Pentru că suntem fiii Lui, dragii mei, Dumnezeu se implică să ne corecteze. Și revenim, pedeapsa are scop corectiv, nu scop ispășitor. Adică prin faptul că ne-a dat o pedeapsă, acum ne-am plătit păcatele. Nu-ți plătești păcatele, dragul meu. Gândiți-vă la un aspect practic. Un copil îți sparge geamul la casă. E supărat, te costă bani, acum toate costă foarte mult. Măi, ce mi-ai făcut? Și el plânge, te rog să mă ierți, te rog să mă ierți. Te iert. Întrebare, l-ai iertat? L-ai iertat. Ce poți să-i faci să-ți ispășească păcatul? N-are cu ce. Dar vine și o pedeapsă pe urmă ca un act corectiv. Nu pentru că nu te-am iertat, nu pentru că nu te iubesc, ci ca să înveți să nu mai faci așa ceva. Și Dumnezeu aplică pedeapsa, dragii mei, ca un act corectiv în viața noastră, să ne ducă pe cărarea veșniciei și să dezlipească nebunia de inima noastră. Și prin această lucrare observăm, scumpii mei, această profunzime a cinei Domnului. Ca în final, să spună Apostolul Pavel, pedeapsa, de fapt, ne scapă de o sândă. Versetul 31. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Știți că lumea aceasta zace în cel rău și merge la păcat? Și lumea aceasta va fi osândită pe deplin, etern. Nu va scăpa de pedeapsa lui Dumnezeu. Dar pentru că noi suntem copii ai lui Dumnezeu, ne spune în Filipeni 1:6 că cel ce a început în voi această lucrare bună, o va desăvârși în arătarea zilei venirii Domnului Iisus Hristos. Știți că Dumnezeu nu ne-a mântuit ca să ne piardă pe drum, ne-a mântuit pentru că ne vrea în rai cu El. Și pentru că ne vrea în rai cu El, dragii mei, se angajează să facă tot ce e necesar ca să ne ducă pe calea mântuirii. Și atunci, pedeapsa lui Dumnezeu se implică ca să ne corecteze, să ne ajungem osândiți odată cu lumea. Și aici apare problema căinței. Când realizez că am greșit, când realizez că am păcătuit, mă apropii de Dumnezeu, mă mărturisesc înaintea Lui. 1 Timotei capitolul 4, știți că păcatele unora merg înainte la judecată? Acelea mărturisite deja sunt la Dumnezeu, sunt judecate, sunt ispășite, dar altele fiind pe urmă. Și într-o zi nu pot scăpa, oricât ai vrea, dragul meu, orice lucru făcut în ascuns va fi scos la iveală. De ce atunci în fața slavei, în fața miilor de sfinți, să ți se pună tot recordul vieții tale murdar și tot să-l vadă și nu azi, să-l rezolvi în jertfa lui Hristos printr-o mărturisire sinceră în fața lui Dumnezeu, care și astăzi mai iartă, mărit să fie în numele Domnului. Pedeapsa lui Dumnezeu ne scapă de o sânda eternă. Scopul Domnului, dragii mei, nu-i să ne norocească, ci să ne corecteze în ceea ce înseamnă greșeli făcute la capitolul cinei Domnului.
Ori de câte ori ne adunăm la oaltă, două lucruri esențiale. Înțelegem relația profundă cu masa Domnului. Nu este o joacă, dragii mei. Asta nu e un ritual. Este o esență reală a prezenței lui Dumnezeu în această lucrare. Și nu putem să ne jucăm. E una când vii la McDonald's și mănânci un hamburger. Și alta când vii la casa lui Dumnezeu și stai la masa Domnului. Și mai mult, nu uitați, în contextul chipului nevretnic, are de-a face relația cu frații. Cum stăm la capitolul acesta? Mă rog din toată inima Dumnezeu să ne sfințească. Amin. Dumnezeu să ne ierte de orice greșeală. Amin. Dragii mei, la acest capitol să ne pocăim cu adevărat. Amin. Să nu vorbim pe frați de rău, pentru că sunt frații cu care vom sta în cer în prezența lui Dumnezeu. Dacă oare fratele pe care tu îl desconsideri și îl vorbești de rău, va fi tocmai colegul lângă tine în împărăția Domnului. Știți că Dumnezeu poate să-l mântuie? Dar cum să nu? Că și pe tine și pe el tot Dumnezeu îl mântuie. Hai aici să ne pocăim, să ne sfințim și să venim ca o familie în prezența cinei Domnului și Dumnezeu să reverse unui an de binecuvântări peste noi. Amin.